Noua hotărâre de guvern privind regimul pașapoartelor a fost publicată pe 6 ianuarie în Monitorul Oficial și vine cu simplificări ale procedurilor. Printre ele se numără și situația în care cetățenii pot solicita expedierea pașaportului la domiciliu, caz în care trebuie să suporte cheltuielile de expediție aferente. De asemenea, documentul de călătorie poate fi ridicat de la orice serviciu de eliberare a pașapoartelor, indiferent de locul unde s-a depus cererea. Pentru pașaportul electronic, poate opta ridicarea pașaportului de la județul unde depune cererea, respectiv la noi, la Giurgiu, dacă depune la noi, sau la un alt județ, a depus la pașaportul electronic pentru eliberarea pașaportului electronic la Giurgiu, poate opta pentru ridicarea pașaportului de la un alt județ din țară, deci de la serviciul unui alt județ, sau poate opta chiar pentru ridicarea pașaportului din străinătate de la misiunile diplomatice ale României. Pe parcursul anului 2013, serviciul de la Giurgiu a eliberat peste 4.300 de pașapoarte, mai mult de jumătate dintre acestea fiind temporare. Și anul 2014 a început cu multe solicitări, înregistrându-se aproximativ 45 în prima zi lucrătoare din an. Asta se întâmplă la începutul fiecărui an, deci având în vedere și faptul că nu s-au lucrat zilele de sărbătoare, deci în perioada 31-5, deci în prima zi am avut mai multe solicitări ca de obicei. Foarte multe pașapoarte temporare, deci au fost solicitări pentru eliberarea pașapoartelor temporare, aproximativ 30 de cereri, iar diferența pentru pașapoarte electronice. După ce au petrecut sărbătorile de iarnă acasă, giurgiuvenii au solicitat preschimbarea documentelor de călătorie pentru a se putea întoarce la locurile de muncă din străinătate.